Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Invitatul lecției de astăzi este cercetătorul științific, doctorul în drept Mihai Nicolae, autorul lucrării Călătorii Identitare Românii Megieși. O lucrare în două volume, una extrem de importantă și una de referință chiar. Domnule Nicolae, bine ați venit la lecție de istorie. Vă mulțumesc că îmi dați prilejul să dialogăm. Cu mare drag. E bine să vorbim între noi. Cu siguranță. E bine să vorbim între noi, românii de pe ambele maluri. Asigur că da. Și nu doar de pe ambele maluri ale Prutului. De ce românii Mergieș? De ce ați ales acest titlu pentru lucrarea în două volume: Călătorie identitare Românii Mergieș? Dacă intru acum în bucătăria titlului, e simplu: Călătorie identitare mi s-a părut că sună mai în pas cu vremea, iar românii megieși sună mai bine. Pentru că are o evocare de trecut, acest medieș. Culmea e că una lume nu știe, în special orășenii, ce înseamnă Megeș, dar la Maica Mare la țară vorbeau. Apoi am ogorul medieș cu cutare cu cutărescu. Și mi s-au părut Sensul că... De da de vecin. vecini. Vecini. Să o recunoaștem frumos. Suntem un neam de țărani. Deci nu suntem de conți, viconți și baroni. Ori și parcă sună mai pe limba lor și e, există o plângere, ca se zic așa cu ghilimele de ligoare, a boierilor din Hotin, o pomenește Ștefan Ciobanu, în care să plâng că rușii au luat Basarabia în 1812. Zice, ne-ați înstrăinat de medie și noștri. pe medie și cine erau? Tot alți români. Marele istoric, Nicolae Iorga spunea și îl citez, România e singura țară din lume înconjurată de, de propriul neam. Iar ca să înțelegem pe cine avea în vedere Marele Istoric, vreau pentru început, înainte de călătoria noastră identitară, să ne spuneți pe scurt cine erau și ce reprezentau meglenă românii, istroromânii a românii, care era aria lor geografică, unde locuiau și unde mai locuiesc și în prezent. Cel mai bine o explică Eminescu în articolele politice. Nu mai știu citate exact, dar e ideea e că nu e altă națiune care să aibă lumea în împrăștiații în din nordul Greciei, de munții Pindului, până dincolo de Olbia, spre e, Marea de Azov, în Crimea și așa mai departe. Eminescu, la 1880, știa lucrurile acestea. Și, într-adevăr, există cu felurite. Nivele de păstrare a identității, de conservare a personalității culturale proprii, există, cum a spus Sebinescu, din nordul, din nordul Greciei, Pindu, până în părțile răsăritene, și s-ar părea că mai departe. De fapt, la sud Dunării, trăie trăiesc și valahi, ceea ce are echivala cu ceea ce noi numim românii. Acum. Dar există și e, grupurile e, înrudite, dar frați buni, nici măcar verișori, frați buni a României, care ocupau nordul Greciei și în general în, pen în peninsula balcanică. Existau meglene română după meglenia și existau ist istro Ce au în comun? Că toți vorbesc dialecte ale limbii române astfel încât noi avem patru dialecte în limba română, care e ăsta nordunărean, dialectul nord dacoromân, a româniei zic armâni între ei, să, nu, să, autonume, să autodefinesc, deci ce etnonimul lor e armâni. megleno și cu istru românii care sunt undeva în, în Croația, și care vorbesc română, Limbă declarată de Organizația Internațională UNESCO, declarată limbă pe cale de dispariție. Mai există foarte persoane, foarte puține persoane bătrânii care mai vorbesc dialectul. Pomeneam înainte de emisiune la că Mare la țară, să spunea, urmă scapă turmă. Și așa era. Voile din spatele erau primele mâncate de lupi și de urși. E Cam asta s-a întâmplat. Astfel încât acești români megiești, vecinii noștri, dar și cei marginile, erau o, o, ceea ce a rămas din cioburile istoriei. Pentru că am fost acolo. Adică a, a, noi, ca români, am fost a, acolo. Deci asta în ceea ce privește sudul Dunării. În uh, rest, au avut uh, uh, contexturi istorice diferite. De bună oară, Voievodina e tot Iugoslav, fosta Iugoslavie, e tot Serbia acum, dar Voievodina a fost sub... sub uh, Juridicția Imperiului Habsburgic. De ce au un statut? Timocu nu au niciun statut și nu sunt recunoscuți ca români. Dar e bine să știm că peste graniță avem uh, Frazai noștri neam, de al nostru, care categoric au nevoie de, de ajutorul nostru. Iată, o, iată un exemplu. În, eram într-o vinere mare de Paște, vinerea mare a Paștelui, la Herța. Și a venit, mai eram cu un coleg care fotografia, cu domnul Vasile Ilica Dumnezeu să-l ierte, a murit, era, era, în Bucovinean, a murit acum câțiva ani, pe la 87 de ani și a ieșit o băbuță de acolo. S-a uitat la noi, ne-a cumpărat, a văzut care e treaba pe acolo. Și ce dar dumneavoastră nu sunteți de aici. Zic, nu mă tușe, zic, nu suntem de aici. Sunteți în țară? Da, sunt în țară. Și a venit altă doamnă și a zis, fă măriu, vină în coace că ne-au venit frățiori. Frumos. Ei, p -p nu frumos. M-am, cum să zic, m-am topit de emoții. M-am topit de emoție. nu ai ce să le faci. Adică, acest sentiment există. Haideți să începem călătoria noastră identitară cu frații noștri de peste Nistru, mai exact cu cei care au locuit și mai locuiesc în continuare între Nistru și Bug, dar și până la Nipru. Care sunt cele mai vechi mențiuni istorice despre românii din acest spațiu geografic și cum au ajuns ei acolo? Aud fel de, fel de păreri care spun nu Transnistria e rusească. Nu, Transnistria nu e rusească. Imperiul Rus nu intră acolo decât la 1792. După pacea de la Iași. După pacea de la Iași, după că la s-a întâmplat. După războiul ruso-turc din perioada da. 1788-1792. Da. da, iar după aceea, sigur că au început politica bine cunoscută de deznaționalizare, care au aplicat-o și în Carelia, în Finlanda și peste tot, adică exista chiar o preocupare foarte serioasă să-i determină să renunțe la limbă, la specificul lor și să devină ruși, cum se pronunță unul din ei, slavismul și împreună cu ortodoxia rusească, a treia romă, nu? Să considerau a treia romă. Și atunci Transnistria e făcută din români. Între timp, tot exportul de populație rusească acolo, dar altfel că și aici, în, în, stânga Prutului, toate astea, sigur că a produs consecințe și cu toate astea, cum spunea Brătianu, avem o enigmă și un miracol, cum au rămas oamenii ăștia. Că mulți din ei nici nu erau știutori de carte, deci nu aveau instrumentele să-și păstreze în limba și atunci s-au descurcat cum au putut sigur că mulți au venit în coace adică spre nou spre țara lor iar vorbind de trecut au fost în relații directe cu domnitorii Moldovei care îi luau lu în seamăn Acum, către Nipru, avem o lucrare absolut excepțională care a vorbit despre ei. E vorba de identificarea elementului românesc din răsărit. Expediția condusă de uh, Anton Golopenția, la care au participat personalități extraordinare. Una din ele a vorbit despre identitatea de structură spirituală. Deci e o foarte bună concentrare în câteva cuvinte a ceea ce, e, ce este acolo. Și ei s-au întins la Nipru. Există uh, și un album. A fost o expoziție săsături românești din, uh, în urma acului, Se numește. A fost la Muzeul Național al Săranului Român cu fotografiile și cu săsăturile aduse de la, din Dombas, după Nipru au fost acolo. Și aici dăm iarăși un amănunt interesant, nu mai amănunte interesante avem. În 44, când au intrat rușii în București, au somat guvernul român să predea săturile ștergare, păretare, că sunt pradă de război. E, nu știu, în afara unei unei dorințe de a încurca lucrurile și a, a șicana guvernul român așa cum era el în perioada aia uh, nu i cred că eu că erau in, interesați de peretarele și de ștergarile și de acele perne frumoase umplute cu piele cu paie pe care le-am văzut și noi. Dar în bună parte din ei au fost veniți prin procese de, de emigrare și au fost aduși, interesant, e și din țara românească, și din Voivodina, și din Moldova. Negina Ecaterina, Caticea Mare a Rusiei, a dus și ea colonizat, așa se face în, în Crimea. Așa se face că avem trei, nu mai știu exact numele, trei sate care nu se numesc Moldovskaia, Moldovskaia și încă unul. Deci, o, o compunere de, de, de toponim din cuvântul moldovenesc. Alții, cum a fost la Martinoșa, în tot peste Bug, sunt aduși din Voievodina. De ce? Pentru că erau persecutați ca ortodoxi, ori Maria Terezia și apoi cu Iosif al doilea, sigur că erau catolici convinși, deci nu șucau cu cele sfinte așa cum se întâmplă acum, e luat în deridere sau se inventează alte religii. Au stat cât au stat acolo, în prima fază, încă îi mai găsește golopenia asta s-a întâmplat între 41 și 44, îi mai găsește cu obiceiurile tradiționale de sărbători românești. Variații locale, sigur că erau. Satele lor puteau nume românești pe trei criterii, și anume particularitățile locului, umbroasa. Să-i spun, cel care i-a adus acolo, starostele lor, conducătorul lor, bătrânul care i-a condus, și mai era un element de definire, îmi scapă acum, dar pe trei criterii. La un moment dat -a existat, a existat și o politică, asta iară să vorbește mai puțin, avem studii, dar să vorbește mai puțin și e păcat, după un la mea părere, ar trebui să vorbim mai mult, s-a discutat aducerea lor în vatra românească. Și au venit, dar mulți din ei s-au întors înapoi, erau, legate, erau legați de, de locurile lor. Ce s-a întâmplat? I-a terminat. Adică au fost deznaționalizat, alții dintr-o imigrație, dintr imigrație mai veche, anume refugiul Cantemir, în 1712, după Stănilești, uh, au intrat în aristocrația rusă și sunt fondatori de universități și sunt consilieri. Și la capitolul picanterie, uh, uh, Maria Cantemir era iubițica lui Petru cel Mare. Uh -huh. uh, Antio Cantemir, fratele, e considerat de, de ruși primul poet modern al limbii ruse, de certă că au fost integrați cumva acolo. Și în rest, urmele noastre în acest spațiu răsăriten sau spațiu rusesc trebuie să în continuare identificate, pentru că mai avem titorii bunoară în, în, în uh, Transcarpatia, avem titorii în Pocuția, în toate zonele acestea limitrofe ale țărilor române sau ale României, dacă preferăm cuvântul ăsta și ei sunt acolo. Ce s-a ales de ei? Mai vorbesc limba lor numai când se strâng în grădină, sub dud, mănâncă toți dintr-o oală acolo și își vorbesc limba română. Deci ce este o română de o gradă? O română de băga lingura în ciorbă, dar în rest nu mai treci. Deci asta se întâmplă pe spațiu acela și lucrurile pot continua. Dar cum au ajuns românii noștri până hât în Crimea, până hât în Caucaz, prin Turkmenistan, Dagestan? Pe păi ajuns pentru că am spus că Ecaterina cea mare a Rusiei a s -a încercat un experiment acolo. Mulți moldoveni moldovenii plecați au plecat primăvara din Moldova, din era Moldova atunci voievodatul Moldovei și au ajuns în septembrie cu care le s-au dus acolo unii din ei, dintre coloniști să le spunem coloniști au dus-o prost și a fost un eșec alții au ajuns cu copiii cu vitele, cu toate alea și s-au apucat de, de, de treaba acolo un amănunt al istoriei, care mie mi-e foarte drag, pentru că asta arată cum funcționează oamenii și au dus soiurile de vin să-și le pune lângă o gradă, este de aici, de la noi. Și găsim fetească negră până în zonele acelea. Mai puțin acum, dar în general au plecat pentru că le trebuia pământ. Mulți Iar... au ajuns și cu oile în procesul ăsta da. de Da, da, da. Uh... Revin Uh, și atunci au plecat, că trebuiau pământ. Iar Imperiul avea nevoie de forță de muncă, nu avea nevoie. Chiar le dădea un leznit de genul: 3 ani, 5 ani nu-i luau în armată. Îi lăsau acolo. Deci, cam asta ar fi vorba de Transbugia. adică dar, dintre Bug până la Nipru. Dar cum se numea și ce se întâmpla sub stăpânirea Cui, era pe acest teritoriu dintre Nistru, Bug până la venirea Rusiei imperiale în acest până spațiu la... în 1792. Până la Rus, spațiile este erau totuși eh, populate cu români. Până la războiul ruso-turc, din anul 1788-1792, Imperiul Țarist era încă departe de principatele române. Până atunci, regiunea situată între Nistru și Nipru, cunoscută sub denumirea istorică de Edisan, era controlată de două entități politice – la sud avem Edisanul tătarilor Nogai, care apare și sub denumirea de Ucraina Hanului, iar partea de nord era controlată de Uniunea Statală Polono-Lituaniană. În secolul al VIII-lea, regiunea era populată de triburi mongolice și turcice și se afla sub controlul hoardei de aur. În rezultatul războiului ruso-turc din anul 1768-1774, Imperiul țarist, condus de Ecaterina cea Mare, anexează Edisanul de la Ies de Bugul de Sud. Ulterior, tătarii Nogai au fost deportați, iar zona a fost inclusă în componența Novorosiei și colonizată cu moldoveni, ruși, ucraineni, dar și germani. În anul 1792, după alt război dintre ruși și turci, încheiat prin pacea de la Iași, Rusia imperială preia întreaga regiune până la Nistru, apropiindu-se pentru prima dată de hotarul unei țări românești. În anul 1793, participând la cea de-a doua împărțire a Poloniei, Rusia imperială anexează și Podoria, un teritoriu din nordul regiunii de Penistru. Documentele vremii arată că populația rusă era neînsemnată. De exemplu, în anul 1792, în sudul Edisanului, existau 67 de așezări, dintre care 49 erau populate de moldoveni, 17 de greci și armeni și o singură localitate de lipoveni. În anul 1799, ofițerul și scriitorul rus Pavel Sumarokov călătorește în Crimea și Basarabia, iar în anul 1800 a publicat observațiile făcute în aceste zone. Constatările erau următoarele. La Ovidiopol, Locuitorii sunt în mare parte moldoveni, de asemenea greci, iar rușii sunt foarte puțini. La Slobozia Maiac, rușii de rit vechi vorbesc turcește sau moldovenește. La Sucleia era o slobozie moldovenească. La Tiraspol se găseau lipoveni, maloruși, moldoveni, balahi, evrei și romi, iar la Mălăiești, Sumarocov Observa obiceiul moldovencelor de a toarce din mers, practică pe care o crede ciudată, dar destul de folositoare. Și la dubăsare, ofițerul rus a găsit moldoveni, greci, bulgari, evrei și câțiva ruși. Prezența populației latinofone în această regiune a favorizat unele manifestări culturale care indicau o preocupare cărturărească. În anul 1941, publicistul, istoricul și etnograful Nikita Smokină născut în satul Mahala, o suburbie a orașului Dubăsari, publică în revista Transnistria, o informație potrivit căria împărăteasa Ecaterina cea Mare ar fi înființat la Ecaterinoslav, pe Nipru, o universitate pentru români. Acest detaliu istoric nu este confirmat de alte surse, dar ponderea mare în regiunea locuitorilor de origine română ar putea valida această informație. Prin înființarea acestei universități, se dorea tragerea în regiunea tinerilor de dincoace de bug, din Moldova sau chiar din Muntenia. Prezența românilor moldoveni între Nistru și Bug este confirmată în 1813 și de ierarhul Gavril Bănulescu Bodoni, atunci când a propus ca eparhia Chișinăului și a Hotinului să fie ridicată la rang de mitropolie și exarhie, având în vedere și întreaga stepă a Oceacovului între Nistru și Bug. Pentru popoarele care o locuiesc, asta ar fi o consolare, căci stepa Oceacovului, ca Basarabia, e locuită de români, greci, bulgari și coloniști de diferite naționalități, în timp ce rușii sunt puțini. Vedeți, asta e frumusețea. Istorie. Și eu sper că și cei care ne urmăresc să înțeleagă că sunt povești de viață, povești de oameni, nu, nu sunt date reale. seci, povești reale. Bunară Vasile Lupu, Domnitorul Moldovei, răm rămâne văduv. S-a întâmplat și a dat ordin ca să-i se să caute Mires. Și pe a plecat în toată lumea și o găsesc pe e, frumoasa cercheză din Caucaz. Ceea ce Vasile Lupu, a zis să fie dăneam bun, să fie creștină și să fie fată mare. El nu mai e fecior mare, că era slavă Domnului cu copiii mari. Dar și-o aduce de acolo. Vasile Lupu și-a căsătorit fiica Roxanda în jurul unui hatman. Da, da, al lui Și aici vedeți, da, da. Melnitsky, cu da, lui Bogdan. ăla care l-a făcut marele e, nenoroc al ucrainienilor, pentru că a amizat pe cuvântul Imperiului Rus, al Moscovei, a împăratului și uite că n-a mai fost așa. Că au avut o condiție totdeauna e, jos în Imperiu, chiar Iobagi. Sefcenco, dar altfel era iobag marele părinte al literaturii ucrainiene. Iar pentru acest spațiu trebuie să-l menționez pe Gheorghe Bugduca, care a fost hanman al Ucrainei, da? un domnitor al Moldovei, care a fost hanmanul Ucrainei, dar fusese până în acea poziție de către Imperiul Otoman. Deci, românii erau acolo. Uh, uh, un titlu de suveranitate acolo nu știu să fie existat decât cei trei câțiva ani, trei, patru, cinci ani, câțiva ani a lui Gheorghe Duca asupra uh, părților ucrainiene? Gheorghe Duca era un grec originar din Rumelia iar în Moldova a venit de mic împreună cu părinții și ar fi crescut în casa voievodului Vasile Lupu. A fost căsătorit cu fica domnitorului moldovean Eustafie Dabija, iar după moartea acestuia, în septembrie 1665, obține tronul Moldovei. Prima domnie nu a durat prea mult, căci a fost mazelit de turci, iar în locul lui a fost numit Iliaș Alexandru. A doua domnie a lui Gheorghe Duca începe în 1668, perioadă în care a promovat o politică fiscală excesivă, înlăturând boierimea locală de la dregătorii. Din această cauză, în octombrie 1671, locuitorii din ținuturile Orhei și Lăpușna, sub conducerea lui Mihal Ceahâncu, se răscoală împotriva domnitorului. Doar că în 1672, cu ajutorul turcilor și altătarelor, răscoala este năbușită. Tot în acel an, cu ocazia expediției otomane asupra cetății Camenița, Poarta otomană îi dă ordin lui Gheorghe Duca să repare drumurile și podurile din țară, pe care urmau să treacă tunurile și armata otomană. Doar că, după ce turcii ocupă cetatea, sultanul îl mazilește pe Gheorghe Duca, învinuindu-l că nu și-a respectat obligațiile față de poartă peste șase ani, mai exact în toamna anului 1678, domnul Moldovei Antonie Ruset este măzilit și Gheorghe Duca revine pe tronul țării. În 1681, turcii îi încredințează lui Duca paza și administrarea teritoriilor dintre Nistru și Nipru, aflate sub protectoratul Imperiului Otoman, fiind numit hatman al Ucrainei, iar din acel moment Gheorghe Duca se intitulează domn al țării Moldovei și al țării Ucrainei. Acestea își avea cursele domnești peste Nistru, la Nemirov, pe Buc și la Țigănauca, în fața Sorocii. Stăpânirea lui Gheorghe Duca în această regiune a durat până la sfârșitul anului 1683. În toată această perioadă, aici s-au strămutat multe familii de moldoveni, care au întemeiat sate și au restabilit orașele distruse în timpul ostilităților ruso-turce. Domnia lui Duca în Moldova și administrarea teritoriilor dintre Nistru și Buc se încheie în vara anului 1683, după înfrângerea turcilor sub Viena. În drum spre Moldova, Gheorghe Duca, care participase alături de turci la sediul Vienei, a fost capturat de polonezi și dus la Lvov, iar pe 31 martie 1684 a murit. Un capitol important în istoria acestui teritoriu dintre Nis da, da, da. și Bug îl constituie și cazacii. Iar printre cazaci erau și importanți luptători români, moldoveni, au fost, care da. au fost inclusiv comandanți importanți. Da, au loc. fost mai mult decât luptători, au avut și comandanți. Cel mai cunoscut dintre ei este Daniel Apostol. Daniel, ca așa era spus Daniel Apostol, care a fost Marele Hadman. Care, care a controlat armata, dar erau mai mult, mai era un Nicolae care era fratele lui Ioan Vodă, cel vitez, și un Nicoară Potcoavă. Da, da. Au fost mulți, mulți, iar rangurile imediat de după conducătorul suprem, Hadmanu, uh, erau tot moldoveni. N-au avut însă muntenii și transilvanenii, n-au avut nicio treabă. Ioan Nicoară Potcoavă s-a născut în orașul Liov, regatul Poloniei. Era fiul armencei Sarpega, născut în relația acesteia cu un moldovean, deci pe jumătate era armean, iar după mamă era fratele lui Ioan Vodecelvitez, domn al Moldovei între 1572-1574. Cea mai mare parte a vieții și a petrecut-o în Ucraina printre cazacii Zaporojeni, unde era cunoscut ca Ivan Pitkova, adică Potcoavă. Această poreclă o datora faptului că putea îndoi sau chiar rupe cu mâinile goale o potcoavă de fier. În folclorul ucrainean apare și cu numele de Ivasenko Serpeha. Serpeha era reproducerea numelui său armenesc Serpega, în timp ce numele armenesc de botez era Carabiet sau Garabet. Acesta a avut un prenume românesc, Nicoară, care apare consemnat în legătură cu moartea sa în registrele orașului Liov. În 1577, Petru Șcheopul îl înlătură de la domnie pe Ioan Vodă cel Viteaz. Pentru a-și răzbuna fratele, în noiembrie 1577, Nicoară Potcoavă, însoțit de zaporojeni, vine în Moldova îl învinge pe Petru Șchiopul și preia tronul țării. Turcii însă nu l-au recunoscut ca domn și au trimis în Moldova o armată puternică pentru a-l scoate de pe scaunul domnesc. Astfel, în decembrie 1577, după o lună de domnie, Nicoară Potcoavă se refugiază în Polonia, iar acolo este atras într-o cursă și este arestat. La insistența turcilor, nicoara Potcoavă a fost judecat și condamnat la moarte prin decapitare. Execuția a avut loc la 16 iunie 1578 în piața centrală al Iovului. Da, iată, eu chiar am spicuit aici din lucrarea dumneavoastră câteva detalii. Considerați daci transnistreni, mulți cazaci români erau comandanți de unități în cadrul polcurilor căzăcești apar nume precum Procopie, Moldovan, Muntean, sunt. Ciorbă, Basaraba. Documentele cuprind liste de polcovnici și hatmani, ale căror nume erau curat românești. Lobodă, Chișcă, Sarcu, <laughs> Șarpilă sau Șarpilă și mulți alții. Da, ei au fost acolo... Între timp, să pierd odată cu toate, cu toate formațiunile e, căzăcești. Dar aici să vedem și altceva și să ne gândim chiar la cum trăim noi. Era lupta aceasta pentru existență, trebuia să-și asigure un trai mai bun. Dacă nu s-a descurcat un, în, în Moldova lor, natală, trebuiau să plece undeva. Aveau copii și pe vremea aia, o familie de cinci copii era cam o familie mică, deci ei trebuiau să facă lucrul ăsta. Și trebuie să privim cu oarecare empatie acești oameni care noi am apucat, noi știm vin de nu știu ce vreme, dar vorbeau limba noastră. Se închinau la fel, urmăreau aceste lucruri. Și mai e un capitol foarte bun care ar trebui studiat. Eu nu mai l-am pomenit acolo. Aveau conștiința românității, știau că sunt români, cu o variantă regională, știau că sunt moldoveni, dar știau și de români și există o întreagă poezie care apar în uh, lucrările celor care au contribuit la. Uh, expediția condusă de Anton Golompiția, care vorbesc de hotin, știau de hotin, aia de acolo. Dar oamenii aceia nu părăsise locurile niciodată, vorbeau de Moldova și chiar cântau într-un cântec că tot pământul cât am umblat, nu mai știu rima, fată ca moldovencă n-am aflat. Da, iată, întinderea satelor moldovenești l-a răsărit peste Nistru până la Buc și Nipru chiar și mai răsfirate dincolo de Buc și Nistru. L-au determinat pe academicianul Nicolae Constantinescu să caracterizeze fluviul Nistru drept fluviu românesc. Și voi cita chiar ce spunea istoricul. Două lumi se întâlnesc la acest fluviu și se opun de mai multe milenii. Lumea pădurii carpatice și aceea a stepei eurasice etnicește, oamenii bazinului Carpato-Dunărean s-au revărsat peste limita Nistrului. Nistrul n-a încetat de a fi hotarul politic între cele două luni. Da, asta e o lucrare de 42, e un autor care trebuie să-l citim și acum, ar trebui să găsește, eu l-am găsit la Biblioteca Academiei, dar nu-i numai el. E marele istoric basaraben, Gheorghe Bezviconi, care a vorbit de roirea familiilor boierești moldovenești peste Nistru. Și foarte succint, Nikita Smokina poate fi considerat, fără îndoială, una dintre personalitățile marcante ale românilor de peste Nistru? Bineînțeles, Nikita Zmochină după mine e cea mai mare persoană și nu numai după mine, e cea mai mare personalitate a românilor transnistrăni. Era un om de o condiție morală, șocolană, dreaptă, extraordinară. Și așa și-a crescut și copiii, pe Claudia și pe Alexandru. A studiat lucrurile astea, a trecut Nistru, da? Ori la Nistru avem un fenomen de care noi nu mai vedem nu mai vorbim și e păcat că nu vorbim, cel puțin în memoria celor victime treceau uh, nistru not s-au nici Mulți rămâneau acolo pentru că erau mitraliați. Asta în perioada Rusiei bolșevice. Rusiei bolșevice, anii 30, iar în țară era România regală, deci până în 44, îi mitraliau și sunt scene absolut emoționante. Iar la un moment dat, Nikita Zmochină, care cu sprijinul lui, lui Iorga obține o vârstă la Paris și studiază la Paris, apropo, au vrut să-l oprească acolo. Astea erau capacitățile lui intelectuale. Probitatea lui și ă, ă, știința istorică extraordinară, vorbitor de slavă veche. Deci ce vorbim aici? Vorbim de un om absolut extraordinar. El spunea la noi în Transnistria, până când și icoanele se uită la apus spre România spre România. Deși e obiceiul bisericesc. El a răsărit. De... Orientarea -a către răsărit. răsărit. Dar smochină legată de masacrele de la Nistru uh... A luat legătura cu un ziarist în Paris Care a făcut o lucrare Am avut o ca șansă Mi-a dat-o cineva că la bibliotecă Nu am găsit La biblioteci nu am găsit-o Unde vorbește de, de acești oameni Basel. Și am avut și aspecte ă, Destul de neplăcute Dar trebuie să privim Adevărul în față Bună oară, ei ajungeau aici A fost cazul și lui Nichita Zmochina Uh, și grănicenii români îi dădeau una acolo. Ne putem numai imagina cât au suferit aia care erau înapoiați. Iar din câte știu eu, Nikita Zmochina împreună cu soția Claudia Zmochina au ajuns în România la a doua trecere peste Nistru. A ținut Dumnezeu cu ei. Iar copiii le-au rămas acolo câțiva ani? I -i, da, șase-șapte ani. În timp ce Basarabia era parte a României regale, în stânga Nistrului domnea teroarea bolșevică. Din această cauză, mulți locuitori de pe Nistru își vedeau salvarea în România. Însă pentru a ajunge pe malul drept al fluviului nu era atât de simplu, iar mulți oameni și-au găsit sfârșitul pe gheață ori în apa Nistrului, fiind răpuși de gloanțele grănicerilor sovietici. Acest fenomen este cunoscut ca masacrele de la Nistru, Până în anul 1930, atrocitățile comise de bolșevici erau un subiect discutat nu doar în România, dar și în Europa de Vest. Internaționalizarea problemei a fost posibilă inclusiv datorită istoricului și publicistului Nikita Smokina, originar din stânga Nistrului și care trăia sub teroarea roșie. Grănicerii români sau populația din zonă găseau aproape în fiecare zi pe malurile Nistrului morți și răniți, bărbați și femei unele însărcinate, bătrâni și copii. O mamă, care la întâlnirea cu moartea avea copilul în brațe, a fost răpusă de cartușele grănicerilor sovietici. Lângă Tigina, grănicerii români nu au mai putut salva decât doi răniți din două familii de moldoveni formate din 12 persoane, care au încercat să traverseze apa blestemată a Nistrului. Iar în februarie 1932 a avut loc cunoscutul masacru de la Olănești, cu zeci de victime mitraliate de bolșevici, oameni necăjiți care vroiau să fugă din așa zisul rai sovietic. Atrocitatea bolșevică a fost relatată detaliat de jurnalistul Geo London, în ziarul francez Le Journal. Deci Nikita Zmochina, în ceea ce mă privește, am o admirație absolut totală. Zmochina a insistat Totdeauna asupra caracterului românesc a, 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 trans, a Transnistriei. Vedeți ce se întâmplă. Cu fiecare regiune uh, avem astfel de descoperiri. De asta spun eu, hai să le vedem, le -ci, să citesc ca dacă vreți, ca marile romanele istorice ale lui Alexandru Dumas. Bună oară! Știți că prima, prima plachetă de poezie originală, volumăși, broșur, volumaj de poezie scrisă de unul I.C., zice că linesc în istoria literaturii române, el nu era unul I.C., era un cantacuzino. Prima plachetă, înaintea văcăreștilor, precursorii poeziei noastre, și înaintea lui Costache Conache, și în general, nimeni nu mai scrisese. I-a apărut la Moghilău, într-o Haideți să continuăm călătoria noastră identitară spre sud, mai exact mai la, la sud plăcere. de Dunăre, care sunt cele mai vechi mențiuni ale românilor de la sud de Dunăre care a fost evoluția lor istorică. Ca să menționați încă din antichitate, pentru că a fost o populație tragică acolo și procesul de romanizare începe înainte de romanizarea din nord după cucerirea Daciei la, în, la anul 100 parcă e 102 101 102, 102 doi, război așa? din roman 105 106 al doilea război. Da înainte de asta au intrat în peninsula balcanică. Și atunci acolo a început procesul de romanizare. Deci sunt menționați, tracii sunt menționați acolo, iar Burebista a stăpânit și asupra acelei regiuni, pentru că vechimea lor să datorează vechimii antice, pentru că și dacii erau răspândiți colo și colo. Bunoară, cea mai mare așezare dacică, după s-a Segetuza, care era capitală, e la Malaia Copania, din Ucraina. E la vreo 17 km de satul mare, în nord, era cea mai mare. Revenim la... la subiect. De ce îi sunt menționați acolo? Între timp, în secolul 6, după secolul 5, de fapt 6 VI 7, vine și o populație turcică de bulgari bulgarii după Volga și vin și slau o aripă răsăritana a slavilor care vin în Iugoslavia și de aici începe încep încurcătorile pentru că slavii sunt extraordinar de geloși din punct de vedere etnic există o mențiune a unui legiuitorii a dat un cod de legi la sârb care spunea să nu vă însurați cu Vlahine, adică valahe, că și ne va dispare neamul. Era băgat în cod acest despot uh, uh, sârb. Apoi avem uh, în secolul XI, adică e vorba de uh, primul uh, țarat româno bulgar Menționez că bulgarii nu recunosc, spun că e primul țarat bulgar, nu e Imperiul Româno-Bulgar, cu cei doi fați, Petru și Asan, apoi cu Ioniță Caloianu, care a rămas încă, îl mai găsești în uh, baladele românești, Ioniță cel frumos, sau pentru greci, câinele. <laughs> pentru creștini, Imperiu, purtau uh, pantofi de purpură, haină de purpură, deci au avut dannații nu decât vreo, vreo sută de ani. Acum uh, bulgarii nu i recunosc pe români care și spun că românii sunt bulgari românizați, ceea ce e corect, că sunt toate războiile care au fost să refugia și o populație și alta. În plus, românii de la Dunăre treceau, vezi, Mihai Viteazul care a trecut Dunărea și i-a bătut pătuși, că era Dunărea înghețată. În Serbia, același lucru, românii din Voievodina sunt recunoscuți, au dreptul la școală în limba maternă. Românii din Timoc sunt populații de origine necunoscută. Așa spun unii istorici. Încă George Viș, care a scris despre românii din Timoc, cred că Tihomir era prenumele, în, în prefață a spus: Știu că unii din, din colegii mei sau din concetățenii mei mă vor acuza că am vorbit de Vafin, pentru că ăștia sunt. Românii invizibili, adică erau făcuți invizibili. În Albania a fost puțin mai complicat, dar, mă rog, a existat un fel de uh, colaborare. Uh, deci, cam asta e situația pe acolo, nu e strălucită absolut deloc. Cei de Bulgaria nu au ziare, nu au o școală, școli de stat. Uh, școli particular, nu trebuie să le susține cineva, dar să sperăm că prin cunoașterea noastră, oamenilor, a cetățenilor, lucrurile se vor mai schimba. E nevoie de așa ceva. Care au fost figurile proeminente românești mai la sud de Dunăre? Au fost o românii, mulți și pricepuți, a românii care au avut marea lor capitală la Moscopole, care era un oraș extraordinar, care își dădeau o... Copiii să studieze la universitățile din Padova, din Veneția. La un moment dat am avut un domnitor al cărui medic personal era român în Sud, și atunci venind și în țară, ei au încercat să-și găsească să-și împlinească vocațiile culturale. Există și un dicționar românul a român, deci au lucrat foarte mult. Primul nume care îmi vine în cap acum este George Morno, a român, care a tradus Iliada și Odiseea. Acum, mă bat puțin că trebuie neapărat să-l cunoască uh, și oamenii care să uită la emisiunea dumneavoastră. Și anume, Povestea apare la Caragiane, a român. Un viziric cade în disgrație, și e, e, o comunitate de a români în munți îl primește și îl gazduiește, ba mai mult, îl aruncă într-o claie de lână. Că erau ieri, cu asta se ocupau. Și vine poterea, întreabă de el, el spun, a românii, conducătorul comunității, spune nu, nu l-am văzut, nu-l știm. Să schimbă e, zarurile istoriei, sultanul recheamă în post și ajunge iarăși mare vizir. Și e, om corect le-a spus ce vreți să vă dau. Și ăștia au cerut pășuni pentru ei să fie cum ar veni o exclusivitate a popășune de munte, pun izlați, potoloc, cum să spune. Și am mai cerut ceva. Când intră potera turceasă, nu știu cum să numea, când veneau la control să ia tributul alte, când intră pe teritoriul comunității, să despotcoveze cai. Și când ies, să-i potcovească la loc. Astfel încât niciun fir din pământul Comunității ținutului lor, comunităților lor, să nu părăsească treaba. Pe asta ți asigură legătura cu pământul, sentimentul de unitate, sentimentul de frățietate și legăturile toate astea, de asta românii Petrețuța îi considera, îi considera cei mai celegru Socrate al nostru, să-i zicem așa. El, el considera cei mai bravi dintre români, ce domne, ăștia nu sunt oameni, sunt sfinți, ceva de genul Noi am avut și o principesă valahă ajunsă țarina Bulgariei. A, vă referiți la principesate Teodora Valahiei? Da. Vai, ce personalitate! Cine a fost Teodora? Fata lui Basarab I, întemeietorul țării românești, a fost țarina a Bulgariei cu Ivan Alexandru, un uh, suveran uh, foarte meritos în, în, istoria Bulgariei, prin fiul ei Ioan Strațimir, care a fost, uh, a fost uh, țar la Vidin, a fost, deci, țarină, mamă de țar și bunică de țar, bunică fiind pentru Constantin, cel care era fiul lui, lui Strațimir țarul Ivan, care de fapt e Ioan, dar din considerente știute numai de ei preferă să-i spună Ivan, să nu sună cumva românesc, să nu sună cumva românește și să produce ceea ce s-a numit a doua renaștere culturală bulgară. Ia țarina s-a ocupat, că regele avea de lupta cu, cu turcii care începeau să pătrundă în Balcanii, avea de lupta cu Bizanțul care nu s-a împăca ăștia să stea de capul lor bulgarii și așa mai departe. Deci țarina s-a ocupat de toate lucrurile astea și asta însemna manuscrise înluminate cu miniaturi însemnat traduceri de cărți sfinte. Strațimir a avut sansurat cu româncă din țară în secolul XIV. Domnitorii români revendicau aproape ca ținutul lor zona vidinului și au făcut ce au putut acolo și ulterior găsim în Timoc, care s-ar afla negotin, s-a afla aproximativ la 70 de km de vidin, 70-75 de km de vidin și le a făcut biserici. Cum a fost Radu cel Mare, care a făcut o biserică extraordinară uh, acolo. Românii din Ungaria, românii din Maramureșul istoric. Românii din Maramureș sunt altă lume dar sunt atât de autentici, își trăiesc cu atâta autenticitate, acolo lucrurile care trebuie să te însori, nu te însori, nu ești bărbat, nu ai făcut nimic, dacă te însori trebuie să faci copii, nu ai copii, n-ai nimic și uite tot așa. Deci, vorbim despre acea zonă care se află în cealaltă parte a da, Tisei. Da, Teritoriul aflat astăzi în componența Ucrainii. Ucrainei și au păstrat autenticul, tradițiile, da. obiceiurile, limba. Totul. Și le iubesc, și limba. Și limba e, da. uh, bună eu am un tricou, mi l-a dat un pe care e imprimat fu Shonhi că îți tot, e Graiu Maramureșan, recunoscut de lingviști, Graiu Maramureșan, așa cum avem un grai moldovenesc. Al limbii române. Al limbii române. Deci tradițiile se păstrează, bisericile nu mai vorbim și au păstrat ortodoxia tot timpul și ce mi-a plăcut enorm de mult și o spun de fiecare dată pentru că merită spusă. Unul din episcopii greco-catolici face o vizită pastorală acolo, adică merge într-o vizită episcopală în Maramureș. Stă la ei, au venit acolo, i-au venit bine binecredincioși și sunt foarte credincioși. Și acum, duminica, trebuie să fie toți la biserică. Nu mai discuți. Bărbații înainte și femeile în sfat. Și ce constată uh, pre, -pre episcop? A constatat și a spus-o după aceea. Dacă oamenii acești, dacă Isus trăia împreună cu oamenii acești, nimeni nu îndrăznea să-l răstignesc. Deci ăsta e Maramureș. Avem autori foarte buni. L-am citit pe Ernest Berne, uh, care vorbește de uh, civilizație arhaică E un stat arhaic, dar culmea e funcțional, ei funcționează și trăiesc în realitatea lor. Mie mi-a dat senzația uh, cum să spun, mi-a dat senzația că timpul la ei e chiar eternitatea. Adică n-am o definiție a eternității, dar că e ceva care transcede oric oricare din reperele noastre pământene. Uh, Ungaria au o situație specială. Doi autori români au vorbit de daci panonici, ceea ce înseamnă că în câmpia panoniei, care e o prelungire a câmpiei, câmpiei române sau invers, panonia e, mă rog, undeva pe acolo, e vorba de aceeași formă de relief, de șes, zona agricolă, zonă de cultivat de grâu, au fost daci panonici. Între timp, în secolul viii 9 au venit uh, triburile ungurești, S-a întâmplat ce s-a întâmplat, povestea Ungariei e cum e. Și aici avem un fenomen, că de nu prea ne-am referit la niciunul din teritorii. Există politici de desnaționalizare, cultivate stăruitor și nedrept de hotărât, Și e mai normal să-ți vorbești limba maternă? Ce e mai normal? Care îi primește pentru un stat consolidat? Ei, nu vor. Unii și alții. Deci în Ungarie există un proces de deznaționalizare pe care oficial ungurii o numesc asimilare naturală. Dar înseamnă tot deznaționalizare. Dar nu e deznaționalizare. Există asimilare naturală. Și uite, asta se întâmplă, au dat personalități la unirea din 1 decembrie 1918 și cei de acolo au fost, de fapt, ei se aflau nu sub român nu, până în 18, se aflau sub Imperiul Habsburgic, apoi Austriac, apoi Imperiul Austro-Ungar. Au fost acolo și una din personalitățile lor, și asta e chiar un uh, citat cu care putem să închidem, să încheiem, uh, Alexandru Mocioni, repet și o să repet cu stăruință de câte ori voi avea ocazie. El referindu-se, Mocioni, deputat în Parlamentul de la Budapesta, oameni mai bogați decât Sfântul Petru, adică cu averi, cu moșii, cu păconace, cu tot ce vrei, a fost la un moment dat și președintele Astrei, o asociație care a avut multe merite în deșteptarea Conștiinței Naționale din Transilvania și zonele acelea, a spus domnilor, Lupta pentru cultură e luptă pentru existență națională. Asta e citat. Acum suntem în același punct. Pentru că, ca și români, fără cultură nu suntem nimic. Nu putem să avem numai manele și băutură. Mai trebuie să punem mâna pe carte. Nordul Bucovinei, Basarabia, la fel, sunt teritorii românești care, de-a lungul timpului, au fost sub diferite stăpânii. Păi luați-l pe dar întrebarea mea e cum, domnule Nicolae, românii din toate aceste teritorii românești, care astăzi se află în afara granițelor firește ale României, au rezistat sub diferite stăpâniri. Cum a fost posibil ca suflarea românească, ființa românească, să reziste secole de -a rândul, în virtutea unor procese foarte dure de deznaționalizare? Relativ simplu și relativ complicat. A fost Biserica, credința, adică limba și tradițiile. În plus, o reziliență extraordinară, o dragoste de copii și de moștenitori privită ca la, că la Maramureșen, ai copii, nu ești om. Și așa s-au rezistat, suporând, suportând toate și rămânând și pe locurile lor de uh, locuire. Uh, au dus-o greu, cei mai mulți. Alții s-au mai, s mai descurcat cumva. În zonele de aluroase și montane au fost mai rezolvate, că dacă vrei 20 de oi, aveai ce să dai de mâncare la copii. Dar limba ne-a ținut, biserica spiritualitatea și cu, cu tradițiile. Și marea lecție istorie următoare. Nu e cum să vorbește acum. Nu suntem feciori de lele. Nu suntem. Oamenii noștri, aia care au fost înainte, mulți din ei, vezi Mochina, vezi Alexandru Mochina, Fisu și câți și mai câți și câți și mai câți au luptat pentru țara lor. Deși generația noastră ar trebui să facă același lucru. Împreună suntem mai puternici împreună putem face mai mult talentul fiecare fiecare din românii care înconjoară România este un talent pe care România îl, îl poate folosi să nu uităm că Eminescu era bucovinean, deci dacă era bucovinan apoi în, în Anastasie Popovici în Timoc a luptat pentru unirea Timocului cu România n-a reușit, dar a făcut această luptă sperând că o să li se recunoască dreptul la limbă maternă, dreptul la scris, școală în limba maternă și la religie. Pentru că în timoc și în groapă morți în o gradă. pentru că nu înțeleg nimic din ce bolborosește, din ce bolborosește taica popa în biserică, că e slava veche, nici sârbii nu o cunosc. Am o mare credință că ne vom, cum să spun, ne vom regăsi. Și lucrul ăsta se construiește, e o falsă idee că dacă avem un computer, avem o tabletă, am rezolvat lucrurile. Nu, trebuie să le prelucrăm, să le facem, să ai și o țâră de noroc. Și atunci ies lucrurile. Eu cred că prin încredere și credința, avem speranță și având speranță putem să ne valorificăm propriile noastre calități, mai mari sau mai mici, așa cum a vrut Domnul de Sus. Pe această notă optimistă punem punct discuției noastre, vă mulțumesc foarte mult pentru acest... Nu dialog. aveți de ce, e plăcerea mea și vă sunt recunoscător că am ocazia să vorbesc de aceste minuni care sunt ale noastre. Mare dragă, doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!